Я догерну. Я буду потом. Браво, бэ, браво, бэ. Я думал, Da, este o obstrucție acolo, lovitură liberă. Hai, bă, cu centrală, băi, băule! Bă, centrată, dracu, o dată, așa, băi! Vine, vine! 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 Vine!
Dar semne bune, semne încurajatoare. Mușliac pentru Vulceanu, preluare bună a lui Vulceanu, încearcă să accelereze Vulceanu în fața porții, bum! Bubuie mingea, bubuie. Meci din Argentina. Lanus Estudiantes. Vulceanu. Polgar, apariția lui Spas, care trimite cu pieptul în afara terenului. Polgar grăbește pentru Vulceanu, driblinga lui Vulceanu, trecere frumoasă pe lângă Dumitrașcu și o nouă centrală de sud. Bătrâna doamnă, Vulceanu. Vulceanu a intrat în careu, e nu Vulceanu, continuă această fază, pasează pe 6 metri, gol! Șansele întârzi să apară această întâlnire. Vulceanu acum, Vulceanu l-are pe Curtuiș lângă el, Vulceanu un dribling excelent, Vulceanu rămâne la balon, aproape să fie încurcat și de Alexandru Tudor. Damburlă, multă vreme absent, după pauza de iarnă, ușor accidentat, a avut și câteva kilograme în plus Bogdan Pană. Bogdan Miron, degajare destul de precisă pentru Curtuiuș, care lovește mingea. Kraus face preluare greșită, Vâlceanu însă, Mureșan atent, doar până la sătilă. Și acum Romariu Rus, nu iese driblingul. Reușește Burlă să-l oprească, Vâlcean, Robert Vâlceanu, oprit Vâlceanu, din nou Dumitru Copil. Combina cei doi jucători și atât pe Robert Vâlceanu de unul singur, acțiune individuală în șiră pe rând. Doi jucători, e faultat și va fi o lovitură liberă pentru UTA. Sunt momente de... Damburlă. Multă vreme absent. După pauza de iarnă, ușor accidentat, a avut și câteva kilograme în plus. Și acum Romariu Rus, nu iese driblingul. Reușește Burlă să-l oprească, Vâlcean, Robert Vâlceanu. Vâlceanu, din nou Dumitru Copil, combina cei doi jucători și atât pe Robert Vâlceanu. De unul singur, acțiune individuală în șiră pe rând. Doi jucători, e faultat și va fi o lovitură liberă pentru UTA. Sunt momente de mare Brașovul și UTA. Vâlceanu, Vâlceanu, în continuare Vâlceanu, Andor. Nu e offside, Cristian Dor. Cristian Dor. O deplasare atât de lungă la Arad. Brașovul va... Arădenilor, frumoasă această pasă, Vâlceanu așteaptă Strătilă, dar cred că era în offside. Acum reintră în joc, însă Vâlceanu continuă de unul singur, Ignac scoate. Sportiv al Daciei Unirea Brăila, însă după această fază care se dezvoltă foarte bine în partea stângă, Vâlceanu a fost la minge. Pe William Dea Morin călcâi până la Momchilovici, centrare din prima, excelentă, și Boldrin, Vâlceanu, și gol! Gol este perfectă, Vâlceanu. Învăluirea lui Ciutu, Vâlceanu, tehnică bună, Vâlceanu îi așează acea minge. Reclamă un hands, lucru continuă, însă Vâlceanu a combinat cu Pancu, acțiune personală, Vâlceanu a vrut să se ducă până în poartă cu acea minge. Minge este respinsă de Bejan. Rus, o apărare foarte avansată a Ilfoverilor. Novac în marginea careului, Cone, șutul lui Cone. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Ilfoveni, Vâlceanu, Vâlceanu, atenție, are viteză foarte bună, este curajos și reține această 21 și 45 de minute. Să vedem acțiunea lui Vâlceanu în flancul drept. Vâlceanu are destul de mult spațiu, pasa. Vâlceanu încearcă să accelereze, reușește să treacă. Bună acțiunea lui Vâlceanu, n-a urmărit însă. Todoran, o pasă către Adrian Bălan. Vâlceanu, Vâlceanu ține de minge, până la urmă este depostetat de Andrei Marc, vine în pressing. Vâlceanu, faultat aici. Stivar, Chipciu reușește să-l deposedeze. Vâlceanu, Vâlceanu cu mult curaj trece de Hoban. Vâlceanu în continuare, prea mulți adversari.